Este 24 decembrie, dar cumpărăturile par să nu se mai termine. Centrele comerciale rămân și astăzi deschise, dar cel târziu până la ora 19. Așadar, sunt ultimele ore în care cei care nu au cumpărat încă darurilor pot face. Colega mea, Ana Maria Maxim, se află la un mall din capitală și vine cu detalii. Ana, bună ziua! Este aglomerat acolo? Găsiți, surprinzător sau nu, este aglomerație și astăzi în mall. Cei care au lăsat cumpărarea cadourilor pe ultima sută de metri se grăbesc acum să găsească darul potrivit pentru cei dragi din viața lor. Din ce am observat, cele mai căutate categorii de produse sunt hainele, bineînțeles, dar și cosmeticele și produsele de îngrijire personală. Aglomerație este și în magazinele de bijuterii. Aici clienții predominanți sunt domnii care, așa cum vă spuneau, au lăsat pe ultima sută de metri cumpărarea cadourilor, iar acum erau foarte atenți, se uitau la vitrine să găsească o bijuterie cât mai frumoasă pentru femeile din viața lor. De asemenea, și cărțile rămân întotdeauna o idee bună de cadou. Astăzi, mall-urile din toată țara se închid mai devreme, la ora 18 sau 19, în funcție de centrul comercial, iar mâine, în București, un singur mall va rămâne deschis, însă de la ora 14. Mai multe imagini de la goana după cadouri vedeți diseară la Focus 18.